Veridicitatea imaginilor de pe lună realizate de misiunile Apollo a reprezentat una dintre cele mai longevive teorii ale conspirației. Celebrul astrofizician Neil deGrasse Tyson s-a declarat recent încrezător că aselenizările au avut loc, iar imaginile Apollo de pe lună nu sunt false. Deși există o mulțime de dovezi care susțin acest lucru, deGrasse Tyson subliniază că ar fi de asemenea extrem de greu să falsifici astfel de evenimente. Desigur că am aterizat pe lună, gândiți-vă de ce ar fi nevoie de fapt pentru a falsifica o aterizare pe lună, a afirmat el. Apropo, am mers pe lună de 9 ori, așa că ar fi trebuit să păcălim tot de atâtea ori. Două dintre misiuni au făcut ocolul lumii, s-au întors și nu au aselenizat, dar ar fi trebuit să falsificăm și asta, a adăugat Neil deGrasse Tyson. Un studiu din 2016 a analizat această întrebare și a constatat că marile conspirații, care implică mulți oameni, în acest caz guvernul SUA, oameni de știință și, eventual, studiourile Hollywood, nu ar rezista mult timp fără a fi descoperite, pur și simplu pentru că, probabil, unii dintre colaboratorii ar scăpa public informațiile. Un fizician la Universitatea Oxford a descoperit că ar fi nevoie de cel puțin 411.000 de oameni pentru a planifica o aselenizare contrafăcută, argumentând că imaginile Apollo de pe lună nu sunt false. Mulți oameni ar trebui să păstreze un astfel de secret. După calculele sale, la un asemenea număr de oameni, secretul ar fi dezvăluit în numai 3 ani și 8 luni.